frumoasă zi de noiembrie, 19 noiembrie. Și vreau să vă arăt părul ăsta pe spalier, pe sârme, pe șpalier, cum fiecare cum îi zice. Iar am lucrat cu crengi îndoite pe el, încă din timpul verii. Și la tăiere atunci am îndoit și atunci multe. Și haideți să vă arăt o crengă care s-a rupt, a fost prea îndoită. Dar s-a lemnificat și uite mugur de rod ce a legat pe aia. E plină de mugur de rod. Și uite, e ruptă. Dar o las așa. O să o mai leg. Că ea pe aici se hrănește. S-a și calusat așa, se vede lemnul format, frumos. Și păcat de aia, uite câți muguri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În rest, la fel, pe crengile îndoite a legat muguri de rod, se văd. Asta cred că e îndoită de anul trecut și a avut și fructele. Se văd astea de la fructe, capetele. Ia uite, ce-i pe asta. Plin. Asta e plină. Dar și asta dreaptă are, la fel de mulți. E superb asta. Și că-s corne de cerb. Ce frumos e. Superb. Uite-o și pe asta îndoită. Se vă mugura și de rod. Peste tot. Foarte mulți. Deci absolut toate astea care le-am. Bine, a făcut și pe astea. Uite, pe crenguțele astea. Uite ce aici. 1, 2, 3. Numai aici are 3 sau 4. 5. E foarte productiv pe asta. Da, arată și bine. Cerbus. Cerbus? Super. Mai am aici. Asta e conferență. Conferență. Asta la fel de multe are. La fel de mulți mucuri de rod. Plin. Și asta doar am dat-o puțin într-o parte, așa. Și foarte... Ia uite, și asta o să o leg aici. Ce mai important este jos pe el. Asta e un păr de vară. Are de mai puțin ca anul trecut. Are mucuri de rod, dar nu sunt chiar mulți. Ăsta, în schimb, nu are. La asta nu am văzut. Pe aici ceva, cred. Și aici e mărul. Mărul... Nu știu cum i-o spune, a intrat și corcodușul ăla peste el. Asta trebuie tăiat. Cum e asta aici, pe asta o tai. Vine o frumos și mai scurtă. Și să țină rodul aici. Lângă crengi, lângă sârme. Aici tot un păr. Și ăsta are muguri de rod, foarte mulți. Se văd pe aici. Deci perii ar părea foarte încărcați anul viitor. Pentru anul viitor. Asta nu mai zic. Asta are sute de muguri de rod. Mamă. Ia uite, peste tot. O mai planta pe aici. Aici am un păr minune, un novembră. Asta ce? Asta este fetel, abatele fetel. Și asta cred că un Williams. Asta o să dispară, l-am lăsat în două șerpante și o să dispară de aici. Mă acces pe păr, măr, așa sunt cei mei, vișin, piersi și asta doar așa pentru mâncat, că nu.
Nu mai sunt încântat nici de caiz, nici de piersic. La ăsta mare nu prea văd. Uite, ăsta ar părea de rod. Ăsta e un păr. Dar enorm, enorm. Crengi îndoite, uite cât e. Nu? Dacă la alții... Nu prea îmi dau seama care ar fi de rod. Astea micuțe nu cred. Vreau să nu facă nici la anul cum trebuie. Și asta tot un păr. Asta se observă câtă crengare a dezvoltat în vara asta. Cât de dense și des. Mamă! Și zici că e salcie. Și e un păr. N-a rodit până anul ăsta. Nici la anul nu văd unde. Astea păi spre ascuțite, nu cred. Dar mă impresionează crengărea. Foarte mult. Uite, asta a intrat pe sub streașină. Hai să vede. De la vigilia de atunci. Mă...